Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit în această zi minunată de primăvară, ziua de 1 martie, într-o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ortean, la întâlnirea săptămânală cu doamna doctor Popovici, cu care discutăm pe marginea acestei cărți deosebite. Este vorba de alimentația adecvată celor patru grupe sanguine cu dietă individualizată. Așa cum ați văzut în celelalte emisiuni, acum am ajuns la ultima grupă, grupa AB4, grupă din care trebuie să mărturisesc că fac și eu parte și iată motivul pentru care am studiat-o cu și mai mare atenție, deși trebuie să recunosc aici cu umilință că nu am voința doamnei doctor Popovici de a mă ține strict după recomandările dietei, dar un început oricând este bun. Chiar astăzi în discuțiile pe care le-am avut cu ceilalți colegi jurnaliști, cu câțiva funcționari din primărie, am făcut promovarea acestei cărți despre care, din păcate, foarte puțină lume știe. Acesta este și, de fapt, și scopul emisiunii noastre, de a populariza acest ultim rezultat al cercetării științifice în domeniul alimentației. Acest manual nu prea este cunoscut, deoarece el nu se găsește în librării. El este editat de o firmă de produse naturiste, este de Calivita International. De fapt, cei care doresc mi se pot adresa cu încredere la sediul asociației noastre, Piatra Soarelui, din Roman, strada Tineretului 28, deci Policlinica de Adulți, etajul 2, camera 77. Această asociație a noastră, care are dreptul și chiar obligația, să spunem între ghilimele, de a aduce la cunoștința publicului larg ultimile noutăți în materie de prevenire și de combatere a afecțiunilor sau de menținerea unei sănătăți cât de cât favorabile pacientului. Și noi putem face acest lucru dacă pacienții ni se adresează, fie direct la sediu, fie la numerele de telefon pe care sunt afișate peste tot. Suntem la ultima emisiune, vorbim despre grupa AB și cu tot respectul, permiteți-mi să vă spun că așa cum vă cunosc eu de foarte mult timp, vă încadrați perfect în această grupă și vom vedea personalitatea dumneavoastră care vine ca o mănușă exact peste grupa AB și cred că dacă aș fi citit cartea înainte, fără să vă întreb ce grupă aveți, cred că v-aș fi inclus în această grupă. Grupa AB este grupa enigmaticului, deci este omul care rezolvă toate problemele în stilul lui propriu. Este o fuziune modernă între grupele sanguine A și B și el răspunde ca un răspuns de tip cameleonic la condițiile schimbătoare de mediu și dietă. Și așa cum vă rog să-mi permiteți cu tot respectul cum vă cunosc eu, într-adevăr dumneavoastră ați răspuns diplomatic și elegant și ați făcut față tuturor solicitărilor existenței de zi cu zi, așa cum vă cunosc eu, reușind să nu vă faceți dușmani, iar prietenii să vă cunoască la adevărata dumneavoastră valoare. Ce asta este cu dușmanii problema? Mai rămâne de văzut, mai ales în ultima vreme. Ei sunt numai pe față, vă spun eu, și sunt... Omul cât trăiește are și dușmani și prieteni. Iar veți vedea că relațiile sunt amiabile oriunde veți merge. În ceea ce privește grupa sanguină AB, pot să vă spun că este cu un procentul cel mai mic din toată populația globului, reprezentând între 2 și 5% din populație. Deci dacă 0 reprezenta cea mai mare grupă sanguină, vedeți că AB-ul cea mai mică, între 2 și 5%. Deci s-a mers progresiv, înseamnă că... Așa sunt ei, nu putem spune că au scăzut sau nu. Ei așa sunt și în urma studiilor efectuate,
s-a constatat acest procent. Grupa AB reprezintă, de fapt, un mister evoluționist, pentru că este ultima grupă apărută de-a lungul existenței umane, prima fiind 0, a doua A, a treia B și ultima fiind, de fapt, AB-ul, prin contopirea grupei A cu grupa B. Și ca urmare, putem spune că această grupă îmbracă caracterele atât a grupei A cât și a grupei B, dar se constată foarte multe caractere specifice și așa sunt denumite în carte foarte frumos, ca fiind grupa sanguină centaur, deci asemănătoare centaurului, cu caracteristicile proprii. Conțin foarte multe antigene și spune antigenele multiple ale acestei grupe AB fac ca persoanele să fie asemănătoare celor din grupa A, celor din grupa B, dar având și caracteristicile lor proprii. De asemenea, prin ce se caracterizează această grupă este prin sistemul imunitar excesiv de tolerant. Deci ei fac față cu succes la toate încercările vieții, organismul luptând și apărându-se singur în fața oricărei afecțiuni. În ceea ce privește asta alimentele, poate explica și faptul că dumneavoastră îmi cunoașteți antecedentele mele medicale, care n-au fost puține. Am uitat tot. Dar asta poate explica și faptul că oricât de grea a fost afecțiunea prin care am trecut, totuși am reușit să o depășesc. Și veți reuși în continuare, din cauza psihicului. De ce este legată? Este și psihicul, tăria de caracter, optimismul dumneavoastră născut, dorința de dreptate, de adevăr, spuneți-mi dacă greșesc, dar așa este, dorința de dreptate, de adevăr, de a obține adevărul cu orice preț, chiar dacă uneori se ceartă, adică apar certuri, dar ulterior, așa cum am constatat și cred că îmi veți da dreptate, vi se dă dreptate. Adică dumneavoastră nu puteți fi, nu supărați pe cei din jur decât pe moment, prin întrebările care sunt incomode. Dar ulterior, toți își dau seama că, de fapt, ați avut dreptate. Și atunci se înclină, am dreptate, în fața dumneavoastră. Oarecum. Oarecum. Dar asta vedeți dumneavoastră, dar cei din jur observă. Și imunitatea, care este foarte versatilă, deci acest răspuns cameleonic pe care îl aveți și ați răspuns cu succes tuturor afecțiunilor pe care le-ați avut și pe care, cu siguranță, le veți învinge în continuare. În ceea ce privește alimentația respectivă, și vorbeam de dieta de scădere în greutate sau de creștere în greutate, pentru că sunt persoane foarte slabe care doresc să crească în greutate. Și atunci în acest manual sunt trecute alimentele, de exemplu, care favorizează creșterea în greutate și pe care cei care doresc să slăbească trebuie să le excludă din alimentație. Și anume, pentru această grupă AB, în primul rând este carnea roșie. Carnea roșie înseamnă carnea de vită. Carnea roșie este slab digerată de persoanele din grupa AB și, nefiind digerată, ea devine toxică pentru tractul intestinal, iar dacă rămâne mai mult timp acolo, este stocată ulterior sub formă de grăsime. Deci, digestia este foarte dificilă. De ce? Datorită scăzutului conținut de acid clorhidric din sucul gastric, asemănător grupei A. De asemenea, fasolea face rău, în sensul că crește în greutate, pentru că inhibă eficiența insulinică, determinând hipoglicemie și încetinește orice proces metabolic. De asemenea, porumbul, hrișca, grâul, toate duc la creșterea în greutate. Paralel, sunt alimente care ajută la scăderea în greutate și pe care le recomand celor care doresc să țină dietă, mai ales că intrăm și în postul Paștelui. Suntem deja în postul Paștelui și anume este vorba de brânza tofu, brânză care susține eficiența metabolică, această brânză de tofu, și prin care se aseamănă tot cu grupa A.
De asemenea, alimentele marine, și acum ne referim la tot ce înseamnă pește și gama de pește. Pește și gama de produse marine. De asemenea, produsele lactate, dar să nu uităm laptele de capră pe primul loc, și de asemenea legumele verzi, care ameliorează eficiența metabolică. De asemenea, sunt foarte multe recomandări în manual. O să putem trece ușor dacă ne uităm din nou pe graficul pe care, păcate, nu putem etala, dar putem discuta și cu care ascultatorii noștri s-au obișnuit. În ceea ce privește carnea, deci vorbeam de carne, cei din grupa AB, și acum să ne puteți confirma dacă vă place sau nu, este vorba de carnea de miel și carnea de oaie, care pot fi consumate cu succes, nefăcând rău. De asemenea, nu consumați. Nici carne de miel. De asemenea, carnea de iepure și carnea de curcan. De curcan îmi place. Deci astea vă ajută pentru digestie. De iepure nu se prea găsește de iepure. În orice caz, nu vă face rău. Alimentele din carne care trebuie evitate cu orice preț este carnea de vițel, carnea de vită, carnea de pui, carnea de porc, cărnurile afumate, carnea de rață, carnea de vită sub orice formă, slănina și carnea de vânat. Deci acestea sunt cărnuri care vă fac rău și trebuie să le evitați din alimentație. Cu un rol neutru putem aminti carnea de fazan și și ficatul. Și aici vedeți, de exemplu, în ceea ce privește ficatul, AB-ul se aseamănă cu grupa B, în ceea ce privește fazanul se aseamănă cu grupa B și cu grupa 0, sunt asemănări din ceea ce discutam. Aceasta este carnea care este bine să fie folosită, dar în cantități reduse. De asemenea, în ceea ce privește alimentele marine, de care spuneam că duc la scăderea în greutate, sunt extrem de benefice melcii pentru grupa AB, de asemenea știuca, de asemenea somonul, macroul, păstrăvul, sardinele și codul. Interzise pentru că fac rău, este carnea de pui de baltă, carnea de rac, creveții, homarul, scoicile, stridiile, bibanul, și neutre sunt somnul, sepia, crapul, caviarul, de asemenea heringul și peștele cu carnea albă. Încadrându-vă aici, sunt alimente care vă favorizează sau care vă fac rău sau, mă rog, le puteți evita. În ceea ce privește lactatele și ouăle, pentru AB, singura, deci, utilă și folositoare este brânza feta, de asemenea iaurtul, brânza de capră și laptele de capră cu succes, asta ne duce spre grupa B, de asemenea chefirul, la fel ca la grupa B, mozzarella, la fel ca la grupa B, dar, de exemplu, smântâna este favorizantă pentru AB, dar în acel sistem de centaur, pentru că dacă ne uităm pe tabel, niciuna din grupele anterioare 0, A sau B nu suportă smântâna. Nu face bine. Dar uitați, apare plusul la AB. Centaur. Ne distrăm un pic. Da? Ouăle sunt extrem de benefice pentru organism. Dar untul este contraindicat. Este bine de evitat. Untul, parmezanul, crema de înghețată, zerul de la caș și camemberul fac rău. În ceea ce privește uleiurile și grăsimile, știm că acestea trebuie evitate de cei care încearcă să scadă în greutate, dar nu în totalitate, pentru că avem de-a face cu vitaminele liposolubile, care e bine dacă înlăturăm tot ce înseamnă grăsime, ele nu se mai absorb în organism și sunt eliminate. AB-ul preferă
ulei untul de arahide, uleiul de măsline, în cantități neutre, reduse, semințele de in, uleiul de arahide, iar total contraindicat, de exemplu, uleiul de floarea soarelui, uleiul de porumb, uleiul de susan. Deci, practic, cu ce se lucrează mai mult în bucătărie, uleiul de floarea soarelui și uleiul de porumb, sunt contraindicate. Eu în ultima vreme folosesc uleiul de măsline, care e cel mai indicat și am observat că cam la toate. Și dacă vă uitați, exact în dreptul uleiului de măsline apare plusul la toate cele patru grupe. Da. Deci uleiul de măsline rămâne... Este cel mai ușor. Da, cel care trebuie ales în orice circumstanță. În ceea ce privește semințele uleioase, care și astea știm că îngrașă dacă sunt în exces, AB-ul merge foarte bine cu nuca, arahidele, castanele, de asemenea atât, în contraindicat este macul, alunele, semințele de floarea soarelui, semințele de susan și semințele de dovleac. Trebuie înlăturate cu orice preț. În ceea ce privește cerealele, cerealele folosite care ajută grupei AB sunt orezul brun, de asemenea orezul alb, meiul, făina de porumb, făina de orez, făina de secară, secara albă, tărâța de ovăz și făina de ovăz. Contraindicat, deci cu minus de scos, sunt cușcușul, cușcuș, hrișca, fulgii de porumb, iar neutre, care pot fi consumate în cantități reduse, sunt pastele cu spanac, fulgii de soia, granulele de soia, făina de grâu integrală. Deci făina asta de grâu, pe care o folosim, pentru că asta mâncăm, practic, patiseria, pâinea, vedeți? La AB merge pe zero, adică este neutru, poate fi consumat în cantități reduse, în timp ce la celelalte trei grupe, 0, A și B, sunt contraindicate. Deci, fiecare consumă cât consideră. Dar dacă dorim... Și cât îi tolerează organismul. Da, exact. Dacă, este o autoprotecție. Dacă dorim să ne simțim bine și să evităm flatulența postprandială, balonările, meteorismul abdominal, este bine ca tot ce este aici pe acest tabel cu minus, să înlăturăm. Cei cu zero să meargă în cantități reduse, ce este cu plus poate fi consumat. În ceea ce privește legumele, legumele suntem în post și plecând de la această idee, aș vrea să recomand tuturor celor care ne privesc să aibă grijă în post să nu facem excese de niciun fel. Postul înseamnă o mâncare echilibrată în toate ingredientele și anume vorbim de proteine, de glucide și de lipide în cantități moderate fiecare. Chiar dacă ne luăm proteinele nu din carne, ouă, lapte, brânză care sunt acum oprite, să spunem, din consum, dar legumele, și vom discuta despre ele, trebuie utilizate cu prisosință, pentru că și ele au proteine vegetale care le înlocuiesc cu succes pe cele animale, dar care trebuie consumate. A face foame în post și a mânca în exces atunci când în sfârșit este Paștele și este liber la a mânca orice, apare o tulburare gravă de metabolism, un ritm circadian deosebit pentru organism, cu grave tulburări, cu afecțiuni pe care, dacă există, le acutizăm sau ele pot apare și este vorba de gastrită, ulcer duodenal, ulcer gastric, care pot merge până la perforații, colecistitele care necesită operații ulterioare și nu mai spun de colita de fermentație, colitele cronice, enteritele și atunci este bine în toată activitatea noastră, pe toate planurile, inclusiv cel alimentar, să păstrăm acea linie de mijloc în care să nu facem excese nici în plus, nici în minus. În ceea ce privește legumele, pentru grupa AB, foarte benefice sunt brocoli și vedeți, brocoli apare la toate patru grupele, de asemenea cartofii sunt tolerați de AB, asemănător grupei B,
De asemenea, apare usturoiul, care poate fi folosit la necesitate, conopida este bună, varza de orice fel, vinetele, pătrunjelul și castraveții. Cu negativ, deci de scos din alimentație, sunt anghinarea, avocado, ciupercile, deci de orice fel, măslinele negre, boiaua de ardei, ridichiile, porumbul. Iar în cantități medii, reduse, putem utiliza cu succes, de exemplu, sfecla, ciupercile cultivate, deci vorbeam despre ciupercile acestea la alte sălbatice, dar ciupercile șampinionul, ciuperca cultivată merge în cantități reduse, guliile, varza de Bruxelles, măslinele verzi, roșiile în cantități reduse, prazul, salata verde, morcovii, sparanghelul, spanacul, dovleacul și ceapa roșie în cantități reduse. Ele nu fac rău, dar se reduce cantitatea aportul alimentar. De asemenea, în ceea ce privește fasolea, vorbeam despre legumele care pot asigura proteinele vegetale. Și aici întâlnim fasolea, fasolea albă, care este benefică tuturor celor patru grupe în cantități reduse. De asemenea, lintea în cantități reduse pentru AB. De asemenea, fasolea albă uscată cu succes, tofu cu succes, fasolea roșie cu succes și soia. Soia foarte bine tolerată de grupa AB. În cantități reduse, mazărea, soia verde, lintea roșie și lintea domestică în cantități reduse. În ceea ce privește fructele, să nu uităm că alături de legume, fructele ne aduc aportul necesar de vitamine și minerale consumate fie în stare proaspătă, fie preparate sub formă de compoturi, geleuri, sufleuri, pot fi utilizate. Pentru grupa AB, extrem de recomandat este ananasul și ne uităm aici și ananasul este favorizant pentru grupa A, B și AB. Pentru 0, mai ușurel, mai puțin. De asemenea, în exces pot fi utilizate lămâile, cireșele, agrișele, smochinele, grapefruit, kiwi, de asemenea prunele și strugurii. Sunt fructele care pot fi folosite în cantități oricât. În cantități reduse putem utiliza afinele, merele, prunele uscate, curmalele, coacăzele negre, murele, lubenița, pere, zmeură, mandarine, piersici, papaya, coacăzele roșii, caisele, pepenele galben. Și să nu uităm că la aceste cantități reduse, la ce varietate de fructe avem, o salată de fructe pe care o putem utiliza, o folosi zilnic sau măcar la două zile în acest sezon, este extrem de benefic. Interzis pentru grupa AB este cocosul și bananele. Cocosul și bananele trebuie scoase din alimentație, inclusiv portocalele. În ceea ce privește mirodeniile ne ajută să dăm gust mâncării și am foarte multe discuții cu pacienții noștri care vin la cabinet și care nu pot consuma sarea de bucătărie pentru că în urma afecțiunilor pe care le au, această trebuie să consume alimentație fără sare sau regim desodat sau măcar hiposodat, fiind cu insuficiențe cardiace, insuficiențe renale și atunci consumând hipertensiune arterială în tratament, consumând sarea în exces, apar edemele, insuficiența respiratorie pentru care ei se prezintă la noi și atunci primul pas este interzicerea sării, clorurii de sodiu. Bun. Și atunci pacientul ripostează. Dacă nu pun sare, nu are mâncarea niciun gust și atunci nu mai mănânc. Nu ne putem ambiționa că nu mai mâncăm.
trebuie să mâncăm, dar putem utiliza mirodeniile, care în India fac clasă cu succes, dar care și la noi pot se găsesc peste tot și pot fi utilizate înlocuind sarea de bucătărie. Și anume, pentru grupa AB poate fi folosită, de exemplu, curii și în cantități nelimitate. În cantități limitate putem folosi foile de dafin, zahărul brun, busuiocul, menta, cimbru, scorțișoara, zahărul alb. De asemenea, siropul de arțar, mărarul, nucșoara, coriandru, chimen, curcuma, măghiranu, menta crispa, arpagicul, oregano, ardeiul, rozmarinul. Ne ducem mai departe. Șofranul. Este foarte valoros șofranul. De asemenea, cuișoarele, sosul de soia. Vedeți, sunt foarte multe. Tarhonul, sosul de tartar, hreanul, vanilia. Toate pot fi utilizate aducând un plus de savoare oricărui aliment pe care îl folosim. Dar spuneți, mi-a apărut acum un soi de sare roz, un soi de sare marină. Sunt mai multe, multe reclamă. Se face reclamă, ea este un pic mai, am văzut, este și mai aspectoasă, este și mai aromată, dar tot conține clorura de sodiu. Deci noi, sub orice formă ar fi această clorură de sodiu, ea trebuie înlocuită. De multe ori și prin farmacie ea este înlocuită cu clorura de potasiu, care ar avea practic un pic de gust sărat, aromat așa, dar pe care noi nu o recomandăm, pentru că suplinind sodiu cu potasiu nu știm totuși dacă chiar efectul este atât de benefic. Plus că nu are, folosim clorura de potasiu, dar nu are gustul clorurii de sodiu. Și atunci mai bine nu mai facem artefacte de astea și atunci încercăm să condimentăm și să ne... Este, da, de fapt, o readaptare la mediu. Mie îmi place extrem de mult piperul. Imediat ajungem. Uitați că n-am terminat. Deci, ca și condimente, AB-ul mai poate utiliza cacaoa, ciocolata, mai poate utiliza maioneza, mierea, muștarul, jeleul din fructe. În ceea ce privește piperul, doriți? Imediat găsim pe undeva piperul, nu-i trecut. Piperul. Dar ne documentăm. Piperul. Uitați, piperul alb este interzis cu desăvârșire la toate grupele sanguine. Piperul negru măcinat interzis cu desăvârșire. Deci noastră vă place. Îl puteți utiliza, dar câte un pic, câte un praf un pic, astfel încât să nu afecteze ficatul, stomacul. Dar vedeți, toate grupele sunt cu negativ la piper. În ceea ce privește ceaiurile de plante, am mai discutat noi despre aceste ceaiuri care sunt vin în ajutorul pacienților pentru medicația pe care o primesc. Și anume, AB-ul. Este bine să folosească ceaiul de brusture, ceaiul de măci ieșe, echinacea este foarte bună, frunzele de căpșun, păducelul, ginsengul, ghimbirul, mușețelul, lucerna și ceaiul verde. Ceaiul verde. De asta verde nu-i cu două tăiușuri, care cofeină. Are cofeină, dar nu are efectele negative ale cafelii, determinând acea balonare, flatulență, dureri epigastrice și hiperglicemie. Și atunci ne dă o stare de bine, ne simțim foarte bine și psihic și fizic și atunci îl putem consuma înlocuind cafeaua. Contraindicate pentru AB sunt aloe, de asemenea teiul, hameiul, mătasea de porumb, piciorul mânzului, fânul și rădăcina de gențiană. Ușor, în cantități reduse, putem utiliza socul, menta, coada șoricelului, iarba creață, rădăcina și frunzele de păpădie, de asemenea cimbrișorul, valeriana, frunzele de zmeură, frunzele de mesteacăn, de asemenea coaja de stejar și salvia, în cantități moderate. În ceea ce privește băuturile, uitați, sunt foarte multe negative și anume, se contraindică
Băuturile răcoritoare dietetice, de orice fel, ceaiul negru, ceaiul verde decofeinizat, deci puteți consuma ceaiul verde obișnuit, nu și cel decofeinizat. De asemenea, cola este contraindicată și băuturile spirtoase concentrate. În cantități bune, mari, pentru saturare, este cafeaua decofeinizată pe care o puteți utiliza și cafeaua espresso. Iar în cantități reduse, vinul alb, berea, sifonul și vinul roșu. Cam astea sunt din tabel. Și vedeți că atunci când dorim, într-adevăr, să ne simțim bine și din punct de vedere fizic, psihic și mental, este bine să respectăm niște jaloane, niște indicații pe care cineva, de undeva, care a avut puterea de a face cercetări pe 3 generații de doctori, ne le prezintă în acest manual. Văd aici un exemplu de plan al meselor, da, care uitați, mi s-a părut foarte interesant. Este foarte interesant și este foarte ușor de ținut. Haideți să dăm câteva exemple. De exemplu, la micul dejun. La micul dejun putem folosi așa, apă cu lămâie, când ne-am sculat din pat, apă cu lămâie, bem un pahar de apă cu lămâie. Ulterior, 250 ml de suc de grapefruit diluat cu apă, 2 felii de pâine prăjite, brânză cu iaurt și un cafea, o cafea decofeinizată. Putem utiliza, de asemenea, la plus sau minus, dacă dorim sau nu, un ou sub forma ochiului românesc, deci știți că ăsta este în apă, se mai numesc ochiuri pușate, deci în apă, fierte cu oțet, sare, în apă cu oțet și cu sare. Da? În ceea ce privește la prânz, vedeți, 120 de grame felii de piept de curcan, 2 felii de pâine de secară, pentru că cea de grâu este contraindicată, o salată, 2 prune și un ceai de plante. Pâinea de secară, o felie de pâine de secară sau 2 biscuiți de secară. Deci poate fi înlocuită o felie, vedeți? 2 felii. În loc de 2 felii, putem lua o felie de pâine de secară și 2 biscuiți de secară. Iar în ceea ce privește carnea, vedeți că sunt felii de piept de curcan cu o salată obișnuită. O gustare de după amiază, deci să zicem ora 4-5. Prăjitură cu brânză și tofu și un ceai de plante cu gheață. Sau o jumătate de ceașcă de iaurt degresat cu fructe. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu facem foame, dar mâncăm câte puțin din alimentele care ne sunt favorabile pe grup sanguin. Cina, omletă cu tofu, deci ouăle preparate sub formă de omletă, cu legume, câteva legume perpelite, salată combinată de fructe, ce spuneam de salata aceasta, da, de fructe, în cantități rezonabile, într-un castronel, dar care face foarte mult bine. Cafeaua decofeinizată poate fi folosită, vedeți, seara, dar o putem lua și dimineață în loc de ceai. Ceaiul ăsta verde, eu îl folosesc, are un gust un pic amărui. Cui nu-i place, nu-l poate utiliza, dar atunci trece pe cafeaua decofeinizată, care este favorabilă, și uitați, la cină se poate servi și un pahar de vin roșu. Deci, eu zic că consumând un asemenea meniu, având un asemenea meniu, putem face față cu succes. Un alt exemplu, vedeți, tot la mic dejun, apa cu lămâie. Apa asta cu lămâie este un pahar de 100 ml de apă în care se stoarce, să spunem, o jumătate de lămâie și asta se consumă pe stomacul gol. De asemenea, grapefruit diluat, favorabil. Sau o cafea, vedeți? O cafea. Aici folosim arțarul, dar el este gen american. La noi arțarul nu prea are foarte mult căutare, dar uitați, nuci cu lapte. Deci putem utiliza lapte, de exemplu, un pahar de lapte și o nucă, 2 nuci, să o consumăm ca atare. Și la prânz, de exemplu, vedeți, se merge pe ciorchinii de struguri sau măr, ceai cu plante, ceai de plante cu gheață. Gustarea de după masă, prăjituri cu felii de roșcove, cafea decofeinizată, ceai de plante, pepene dulce cu brânză cottage. Cină, vedeți, ei merg ușor și la micul dejun, și la prânz, și la gustare, dar cina este destul de consistentă, vedeți, merge cu friptura de iepure seara
Seara, friptură de iepure, salată de fasole cu orez. Fasolea verde sau fasole uscată? Aici nu Nu, e fasole cățărătoare, cred că la verde, cred că e fasolea păstăi. Iaurt congelat, cafea decoveinizată, vin roșu, broccoli și conopii de opăriti care pot merge garnitură la friptura de iepure. Deci, vedeți, nu reducem, spunem așa, hai la cină, mâncăm mai puțin, dar știu precis că această cină trebuie să fie în jurul orei 18 și nu după. Deci, cu mâncare ne oprim la ora 18. Și apar multe, uitați, și rețete în carte. Iaurt cu mirodenii, prăjitură coaptă cu brânză și tofu, prăjitură cu tofu, omletă cu tofu. Vedeți, sunt foarte multe rețete pe care toți cei care doresc pot să le utilizeze cu succes. De asemenea, orezul brun cu șofran. Șofran se găsește, am găsit și am luat tot la băcănia cu dichis de care v-am mai vorbit și este foarte, foarte bun. Salata de spanac. O asemenea, lângă hotel și găsiți acolo tot felul de condimente, tot felul de legume uscate, cum sunt fasolele, mazărea, lintea, tot ce vreți. Deci mergi, sfatul meu este de a merge, nu trebuie obligator să consumați, să cumpărați de acolo. Dar mergeți să vedeți câte lucruri deosebite sunt și ne îmbogățim foarte mult cultura generală pe artă culinară. Merită văzut. Aș vrea să discutăm despre vitaminele necesare. Discutam că intrăm în post și atunci, prin alimentația pe care o primim, o luăm, trebuie să asigurăm, în primul rând, un tranzit normal de fibre, celuloză, să fie totul bun, minerale, vitamine, dar și substanțe folositoare, deci proteine, lipide, glucide. Este foarte greu dacă facem teorie, e mai bine să o luăm practic. Și atunci avem grijă, dacă înlăturăm carnea, lactatele, ouăle, să le înlocuim cu produse care conțin aceleași elemente de natură vegetală. Și atunci trebuie asigurat aportul de vitamine. Este deosebit de important pentru grupa AB aportul de vitamină C. Și ne spune foarte clar, pentru că ei prezintă o rată ridicată de cancer gastric. Grupa AB, asemănătoare cu grupa A. De ce? Datorită scăderii cantității de suc gastric. Din cauza asta se contraindică produsele de carne roșie, care necesită un suc gastric în exces. Bun, și atunci dacă noi nu avem acritură, bun, nu avem acid gastric, dar vitamina C, care este acidul ascorbic, trebuie obligator consumat. Da? Și spune de asemenea, nitriții, compuși care rezultă din afumarea cărnii, din produsele afumate, e iarnă, s-au consumat mușchiuleți, consumați, afumați, slăninuțe, vedeți? Acești nitriți care rezultă din metabolizarea acestor produse pot prezenta pentru grupa AB o problemă specială, deoarece potențialul oncogen al acestora este mai ridicat la aceste persoane. Deci riscăm să mergem spre un cancer gastric, ceea ce nu dorește absolut nimeni. Ca antioxidant, vitamina C este foarte bună și benefică organismului ca antioxidant, dar de asemenea este bună pentru ridicarea imunității. Știm cu toții, dacă avem gripă, dacă avem viroze respiratorii, un ceai cald, îndulcit cu miere de albine, în care se stoarce o jumătate de lămâie care conține vitamina C, este extrem de benefic pentru organism. De asemenea, vitamina C reface epiteliile tuturor celulelor din organism, din vase. Și așa spune și aici, este bine să se consume vitamina C. Și de unde luăm această vitamină C? În primul rând, din fructele proaspete pe care le consumăm și le suportăm, de asemenea din măcieșe, și de aceea este ceaiul de măcieșe recomandat la grupa AB, de asemenea grapefruit foarte bun, ananasul, cireșe, lămâi și broccoli. De asemenea, spanacul este tolerat de AB. De asemenea, seleniu. Seleniu este foarte valoros ca mineral pentru grupa AB, deoarece acționează, uitați, spune, ca un component al sistemelor de apărare antioxidativă în propriul organism.
Selenul, dacă am mai spus sau nu spunem acum, este extraordinar de bun. De exemplu, noi îl recomandăm la persoanele de gen feminin care suferă și intră în menopauză. Deci acele tulburări de instalare a menopauzei, cu bufeuri, cu stări de irascibilitate, cu stări de insomnie, reacționează foarte frumos la seleniu. Seleniu, una, două tablete pe zi, se găsește la orice farmacie sau orice cu produsele acestea naturiste, orice firmă. Și este foarte bun, uitați și aici, și benefic pentru grupa AB, este necesar. Ca și plante care pot ajuta organismul din grupa AB. Discutăm despre păducel. Păducelul este foarte bun pentru că are capacități preventive excepționale de întărire a imunității. Modelează imunitatea aceasta versatilă a grupei AB, astfel încât să facă față tuturor agresiunilor din mediul exterior. De asemenea, ca plante care cresc imunitatea, AB-ul reacționează foarte bine la echinacea purpurea. Echinacea, care este recomandată, așa cum știți, și în stările virale sau previrale pentru ridicarea imunității. De asemenea, plante cu efect calmant, cei cu grupa AB, pot utiliza cu succes, uitați, mușețelul și rădăcina de valeriană. La valeriană, valeriana este conținut în extraveral, care se găsește și recomand tuturor una, două pasteluții pe zi în acest sezon, dar și mușețelul, care iarăși este foarte benefic pentru organism. Mai sunt diverse alte lucruri. Cum scapă grupa AB de stres? Știți că am vorbit și la celelalte grupe. Ce fac ei în caz de stres? Că stres are toată lumea, dar nu toți reacționăm la fel la stres. Și așa cum am mai citit, ideea este că stresul, el există, dar în fața unui stres, fiecare dintre noi reacționăm altfel și reacția noastră în funcție de puterea de reacție, în funcție de intensitatea reacției în pofida nervilor noștri, este ideea cu care suntem percepuți în jur. Deci, întotdeauna un stres de orice natură trebuie perceput cu calmitate și încerca a-l rezolva. A ne lua jucăriile din fața lui și a dispărea, el rămâne nerezolvat și atunci nu putem trece mai departe. Și spuneam la fiecare grupă cam ce ar trebui să facă. Cei din grupa AB, uitați, ei pot face foarte bine exerciții fizice, dar merg foarte bine cu yoga. Și iarăși discutăm despre mata yoga, despre aikido, tai chi, pot face golf, ciclism, marș în not, dans aerobic, plimbări sau exerciții de întindere. Și aici sunt date foarte multe exerciții pe care toți pot să le fac. Uitați, tehnici simple de relaxare, yoga. Bun, cine dorește, le poate citi și poate să aibă succes. Câteva cuvinte numai și cam atât am vrut să spun despre personalitatea grupelor AB, grupei AB. Persoanele din grupa AB sunt persoane deosebite. Deci, așa cum spuneam, ei reprezintă între 2 și 5% din totalul populației din acest glob. Dar ideea este că aceste persoane sunt mândre pentru că e o idee. De fapt, Iisus Hristos este reprezentantul ideal al acestei grupe. Așa cum în fiecare grupă am dat un exemplu, aici se discută despre Iisus Hristos, care avea grupa sanguină AB, grupă verificată pe acel giulgiu care a fost găsit și care s-a cercetat și a ieșit că Iisus Hristos a avut grupa AB. Grupa AB este un amalgam. Este un amestec între grupa A, care este o grupă abruptă, o grupă sensibilă, și grupa sanguină B, care este o grupă mai moderată, este o grupă mai echilibrată. Rezultatul celor două grupe A și B este grupa AB, care este o fire spirituală, cam ușuratică, ia problemele mai în ușor,
să spunem, abordează toate aspectele vieții, dar fără a fi în mod conștient urmare a da socoteală de consecințe. Deci își urmează dorința, își urmează spiritul, urmează lupta pentru adevăr, negândindu-se la consecințele care le pot determina. Da? Mai supărăm pe cei din jur, dar aflăm adevărul. Deci suntem perseverenți. Așa-i? Da. Bun. Și mai câteva cuvinte. Aceste persoane din grupa AB sunt persoane atrăgătoare și extrem de populare. Sunt persoanele care oricând te primesc cu brațele deschise, nu poartă ranchiună atunci când ceva nu-i convine sau când este pus la locul lui într-o discuție sau nu se face tot așa cum dorește. Nu sunt persoane supărătoare, sunt deschise și sunt cele mai diplomatice persoane în orice situație. Și nu este surprinzător că mulți tămăduitori, învățători spirituali, profesori sunt de grup sanguin AB. Ce vreau să vă mai întreb? Spuneți-mi, ce înseamnă componenta asta? De ce eu sunt, fac parte din această grupă AB4, dar am IRH-ul negativ. Cu care, vă care mi-a cam sarcina, dăunat, da. Mi-a cam dăunat în timpul vieții. Factorul IRH este un factor care a fost depistat de la o maimuță Macacus rhesus, RHS-ul, de asta e factorul IRH. Deci sunt niște componente sanguine pe care unele persoane le au, iar unele persoane nu le au. Dacă le au, sunt IRH pozitiv, dacă nu le au, sunt IRH negativ. Problema apare la persoanele IRH negativ care fac un copil, au o sarcină cu tatăl copilului, cu partenerul, care este IRH pozitiv. Și atunci poate apare un rejet al acestei sarcini manifestat prin avorturi repetate la vârste din ce în ce mai mari până cât crește titrul de anticorpi. Deci, dumneavoastră nu aveți, sunteți IRH negativ, nu aveți acești anticorpi anti-IRH. Dacă soțul, tatăl copilului, este IRH negativ, nu apare nicio problemă. Sarcina merge frumos, e tot ok. Dacă este IRH pozitiv, față de acești factori IRH, față de aceste elemente sanguine, sângele dumneavoastră secretă anticorpi, un fel de rejet. Recunosc elementul străin în corpul meu și îl scot afară. Și atunci îl scoate afară și scoate apar avorturile acestea habituale, repetate din ce la vârste din ce în ce mai mari ale sarcinii. Și atunci avorturile habituale, obișnuite, ne induc imediat la verificarea acestui IRH. Ce se face? Acum sunt tratamente specifice, se măsoară imediat, se calculează nivelul anticorpilor anti-IRH, se tratează corespunzător și în momentul de față nu mai este nicio problemă. Același factor și la transfuzii. Dacă avem se menține aceeași grupă sanguină pentru o transfuzie, dar variază IRH-ul, e bine să nu-l facem. Dacă persoana IRH negativ, să nu-i facem. Deci aveți dumneavoastră, să spun, AB IRH negativ. Nu puteți primi un sânge de transfuzie decât din partea unei persoane de AB IRH negativ. Dar dacă, Doamne ferește, este un accident, este o gravitate enormă, puteți primi IRH pozitiv pe grupa 4. Nu se întâmplă nimica pentru moment. Îl puteți suporta, îl puteți tolera, chiar dacă în timp crește acel titlu de anticorpi anti-IRH. Doamna Doctor, mai sunt 2 minute, concluziile acestui ciclu de emisiuni prin care am făcut acest periplu. Eu m-am bucurat că am putut să străbatem împreună acest drum lung sub îndrumarea acestui manual absolut deosebit al alimentației grupelor sanguine. Vreau să vă spun că eu cred mult în el. Am început deja să aplic în cadrul dietei pe care vreau să o țin tot ce înseamnă
rețete, dar rețetele ajustate la nivelul nostru de a le putea procura, beneficia, pregăti în bucătărie. Am încredere în el. Vreau să vă spun că evoluția este favorabilă și eu chiar mă simt foarte bine și am scăzut cam 4 kg în 3 săptămâni și mă simt asta foarte bine. Asta aviz doamnelor care fac cura de slăbire. Da, cura de slăbire eu o dar recomand. Dar și bărbaților probabil. Da, dar eu o recomand să fie făcută absolut foarte sistematic, cu cap, cum se spune, nu în mod forțat, nu sub influența diverselor medicamente care ne ajută așa să scădem foarte mult kilograme în foarte scurt timp, pentru că la întreruperea acelui tratament, tot ceea ce am dat jos se pune cu ușurință înapoi. Ori menținând o dietă corespunzătoare, schimbându-ne mediul, modul de viață în mod corespunzător, eu zic că suntem pentru noi facem acest lucru, este ceva favorabil pentru organism și dacă ne simțim bine și suntem sănătoși, eu zic că putem să ne desfășurăm activitatea în condiții foarte bune și în prezent și în viitor. Stimați respectatori, mulțumim doamnei doctor Popovici pentru opiniile avizate pe care ni le-a transmis în acest set de 4 emisiuni și cei care doresc să-i urmeze sfaturile trebuie să o contacteze la Asociația Piatra Soarelui pentru a comanda acest manual mai arătodată. Fie acest tabel pe care noi îl avem, dar nu l-am putut afișa în momentul de față, dar este extrem de schematic și afișat pe peretele oricărui bucătării, nu face decât să ne îndemne spre o viață echilibrată. Da, eu vreau să spun că chiar am scos așa lângă frigider și am făcut un tabel cu ceea ce tolerează organismul, cu ceea ce nu tolerează organismul. Oricum, vă mulțumesc tare, tare mult pentru asta și sperăm să ne mai vedem și la alte emisiuni pe temă medicală. O zi bună! La revedere!